Administratorul Societății Servicii Comunale Rădăuțea, Adi Jecalu, a cerut în plenul Consiliului Local stabilirea unei date până când să fie făcute subtraversări pentru apă, gaz sau curent electric. Motivul cererii a fost anotimpul rece care blochează asfaltarea și aducerea terenului la stare inițială. Aș dori să ridic o problemă referitoare la toate traversările pe care Servicii Comunale trebuie să rezolve în aceste zile. Rugămintea mea e către Consiliul Local, către Departamentul, Direcția Tehnică, să impunem o dată în care cetățenii, de exemplu, după data de 1 noiembrie sau 15 noiembrie, până în luna martie, să nu mai aibă voie să efectueze aceste traversări, fiindcă toată iarna după aia nu putem asfalta. Și atunci, să anunțăm cei care mai au de făcut anumite traversări, să-și tragă apă, canal, gaz, curent, să efectueze aceste lucrări până la o dată limită care ar trebui noi să stabilim, după care până luna martie să nu mai aprobăm. Cum bine știți, stațiile de asfalt vor fi închise și toată iarna, știți foarte bine, și dacă sunt arterele principale, cu toții o să avem de suferit. De asta rugămintea mea e să impunem o dată o limită în care să nu mai aprobăm asemenea traversări. Cele care sunt în prezent, în următoarele zile se vor rezolva. Nu am efectuat aceste traversări tot în ideea că zilnic vin altele și atunci vă dați seama că cu asfaltul e mai complicat.